că petrec în restaurantele din Giurgiu, fie în alte colțuri ale țării, politicienii giurgiuveni au hotărât să petreacă Revelionul alături de familie și cei dragi. Dintre personalitățile județului și municipiului, foarte puțini au hotărât să plece pe alte meleaguri, ceilalți preferând ca noul an să-i găsească tot lângă giurgiuveni. Așa cum am făcut și până în prezent, noaptea dintre ani o voi petrece în municipiul Giurgiu, alături de giurgiuveni, într-un restaurant la invitația prietenului meu drag, patronul restaurantului. A devenit o tradiție pentru dumneavoastră să sărbătoriți în Giurgiu și alături de familie Revelionul? Este o tradiție a mea și a familiei mele să petrecem în orașul nostru alături de prietenii dragi și alături de giurgiuveni. Noaptea dintre ani la Giurgiu, în unul din locațiile din Giurgiu, împreună cu prietenii și, eu știu, giurgiuveni. Anul acesta am ales să petrec noaptea de Revelion alături de prietenii mei și multe alte cunoștințe într-un restaurant din Giurgiu. Noaptea dintre ani voi petrece cu soția la Giurgiu, cu un grup de prieteni. Încă n-am stabilit efectiv locația, dar glumind așa într-un cer de prieteni, le-am spus că voi găsi un restaurant în care, chiar cât de ocupat ar fi, să găsească un colțișor cu o masă pentru două persoane pentru noaptea de Revelion. Programul meu este să ajungem la Brașovului, poate chiar la Sinaia, să vedem, împreună cu familia, copii, cu nepoțelele. Noaptea dintre ani în Moldova, în Bucovina, la Sucevița. De ce ați ales să mergeți acolo și cu cine o să petreceți? În general, eu mi-e petrec sărbătorile de an acasă, îmi place foarte mult acasă, nici de mi-e mai plăcut ca acasă în România. Crăciunul am făcut cu familia, nevasta și cei doi copii ai mei. Și Revelionul facem tot în România alături de niște prieteni. La sfârșitul acestui an și începutul noului an am să fie Valea Prahovei alături de câțiva prieteni. Și aștept ca Dumnezeu să aibă milă de noi să ne dea un pic de stradă. Așa până încât să ne bucurăm de sărbătorile de iarnă, vreau să sar cuvântului. În județul Giurgiu, împreună, hai să spunem cu alegătorii, împreună cu cetățenii din Giurgiu. Deci voi fi acasă. Și pentru că noul an bate la ușă, politicienii au dorit să transmită cele mai calde urări de la mulți ani pentru locuitorii din Giurgiu. Vorba bună și gândul curat să vă călăuzească pașii în noul an. La mulți ani! Pentru giurgiuveni, pentru anul care vine, doresc multă sănătate, fericire, armonie în familiile lor și la mulți ani. Le doresc giurgiuvenilor multă sănătate, fericire, dar mai presus de toate ce mi-am propus și eu și le doresc și lor să devenim mai buni, mai înțelegători, mai toleranți, astfel încât să putem realiza toate proiectele care ne-am propus împreună în anul ce va urma. Un an nou mai bun, fericit și vă doresc la mulți ani. Aș vrea să le transmit giurgiuvenilor în noul an să fim mai buni. Aș vrea să fim mai înțelepți, mai toleranți și noul an împreună să reușim să facem pentru copiii noștri, pentru noi, un viitor mai bun. Doresc tuturor giurgiuvenilor noștri și chiar ai mei multă sănătate, să avem încredere, să nu disperăm pentru o viață mai bună, pentru o situație mai bună. La mulți ani pentru toți giurgiuvenii să fie sănătoși și să aibă bani. Doresc să transmit familiilor care primesc mai greu acest sfârșit, acest început de an, care în mijlocul iernii nu sunt atât de fericiți, atât de fericite datorită nevoilor pe care le au. Și le spun că trebuie să aibă încredere în ei și în Dumnezeu că în cele din urmă vor reuși. Mult la mulți ani tuturor și un an mai bun. Încă le mulțumesc din inimă pentru votul pe care l-au exprimat și pentru alegerea lor. Și totodată să le urez sărbători fericite, să le urez sănătate multă la toată lumea, că asta e cel mai important lucru în viață. Anul 2014 se anunță a fi un an politic bogat în evenimente. Urmează două campanii electorale, o nouă sesiune parlamentară și o serie de proiecte pe care românii le vor materializate. Așadar, echipa TV Giurgiu le urează succes în noul an, sănătate și putere de muncă.